Muncesc până mor pentru a-și întreține copiii și nepoții. Poveștile triste ale bunicuțelor care vând legume în piața centrală sunt impresionante. Cu vorba blândă și chipul brăzdat de greutăți, femeile ne spun că oamenii nu mai au bani. De la Ișalița, mamă, sunt. Ce produse ați venit la piața centrală? Cu praz, cu ridichii negre, cu sfeclă, cu morcov, cu țelină, cu conopidă, tot ce, cu pătrunjel rădăcină, cu păstrănac. Cât timp veniți în piața centrală? De câți ani? Am 30 și ceva de ani. Peste 30 de ani. Cum merge vânzarea iarna și cum reușiți să vindeți în fiecare zi? Reușim că trebuie să venim, că nu avem altă șansă decât asta. Ne e agricultura la noi. Noi la Ișaniță aici ne bazăm mulți pe agricultură. Toți suntem cu agricultura. Ăștia sunt la noi, cu agricultura. Și venim pe fiecare zi aici. Aveți solar? Da. Avem două solare și grădină, un pogon de grădină. Mare lucru nu se câștigă. Deci cât e acolo, cât dă ăla. Deci cât bagi în ele în culturi ca să le faci, deci cu tot mecanic. Deci ce bagi? Faci cu motosapa, plătești benzină, transportul de la Ișanița și până aici, care e vizit de zi cu mașina să se aducă. Toate sunt cheltuieli. Ea nu este singura bătrânică din comuna Ișalnița care are o astfel de poveste. Prin încercări grele trece și Dumitra Năstase. Simpatica bătrânică, în vârstă de 61 de ani, ne-a mărturisit că vinde în piețe de 17 ani. Produse, morcov, ceapă, praz, ridichii, pătrunjel, din toate, mamaie. Aveți solar? Da, avem și solar. Nu prea mult, o picătură acolo, în 2 ani, un solarele acolo. Am pus de mâncare pentru noi, măi, ciurucuim și noi. Dar nu merge, mamaie. Nu merge, stăm plătină masa și atât. Până de seară, așa stăm. Din la 16-17 ani când aveam mamaie. De atunci a venit mamaie. Și vă țineți familia cu ceea ce vindeți pe aici, nu? Ne ținem au și ei cu un pic de salarul acolo. Cu ce să ținem? Cu ce venim? Cu Nicolea? Nicolea, de abis mâncarea, nici mâncarea nu de multe ori nu o luăm, mamaie. Dar ce să facem?